Dacă în zilele în care credincioșii din toată lumea sărbătorez nașterea Domnului, urătorii merg cu steaua și cu moșajunul, în prima zi a anului colindătorii le urează oamenilor belșug și sănătate cu ajutorul plugușorului și sorcovei. Plugușorul este un obicei general practicat de români cu prilejul anului nou. Obicei agrar este o colindă cu adânci rădăcini în spiritualitatea românească. Plugul orna cu hârtie colorată, panglis, șervete, flori pe care se puneau eventual și un brad era o prezență nelipsită în cadrul acestei colinde. Acum este mai mult o prezență simbolică în cadrul urăturilor care li se adresează oficialităților. Pe data de 1, dar și 2 ianuarie, în Ghimpat și Copaciu există colinde tradiționale specifice, unde cete de fete și băieți merg pe ulițele satului. Fetele colindă cu un colind specific numit Cântătoarea, iar băieții merg cu florile d'albe. Tot 1 și 2 ianuarie, în localitatea Oinacu, mai se păstrează un obicei, este de fapt un teatru popular profan. Anul nou este marcat în comunitatea românească nu numai cu urarea plugușorului și a sorcovei, ci și cu buhaiul, vasilica și jocuri mimice cu măști de animale sau personaje țărănești. În ultima zi a anului nou, vestitul și cunoscutul plugușor de copii, copiii merg încete cu plugușorul, dar există și un plug al adulților, unde se urează pentru anul următor la fiecare casă sănătate, belșug în primul rând, pentru că asta este și semnificația, belșug în case și în viața oamenilor. Plugușorul ca și sorcova se recită din casă în casă în ajunul anului nou seara sau până în dimineața primei zile a noului an. De fiecare dată colindătorii sunt răsplătiți cu bani. Cele două colinde cunoscute de toți românii sunt cel mai des întâlnite și la noi în județ.